La final reluăm principalele știri pe scurt. Ministerul Român de Externe a ridicat nivelul de alertă pentru călătoriile în Ucraina. La nivel mondial continuă eforturile diplomatice pentru soluționarea crizei ruso-ucrainiene și numărul de cazuri zilnice noi de COVID a scăzut pentru a patra zi consecutiv. Autoritățile sanitare recomandă însă în continuare vaccinarea pentru protecția față de formele grave ale bolii. Doamnelor și domnilor, este ora 19:15. Încheiem aici radiojurnalul la Radio România. Sunt Laurențiu Văduva. Vă mulțumesc pentru atenție. Now excuse me if I sound rude.